Institutul Național de Sănătate Publică a prezentat datele privitoare la vaccinarea anticovid a populației, care au fost defalcate pe localități. La nivelul județului nostru, cel mai mare procentaj de vaccinare este în municipiul Deva. Orașul de la poalele cetății fiind singura așezare hunedoreană în care rata de vaccinare este mai mare de 40%, mai exact 41,25%. În ceea ce privește orașele hunedorene, cea mai mare rată de vaccinare de 35,29% este întâlnită la Hațeg, iar la nivelul comunelor, pe primul loc se află Peștișul Mic, cu 39,98%. Specialiștii hunedoreni din domeniul sănătății recomandă în continuare populației, indiferent de vârstă, să se vaccineze. Trebuie neapărat să ne vaccinăm. Asta e și recomandarea mea, și neapărat să ne vaccinăm și să participăm cu toții la imunitatea colectivă. Noi vom obține imunitatea colectivă, dar prin îmbolnăvire, ceea ce va fi însoțită de multe decese care n-ar trebui să se întâmple. Sunt mulți părinți responsabili care și-au adus copiii la vaccinare, deci sunt care au venit, au protecție de două doze deja. Ar trebui părinții să-și vaccineze copiii. Copiii, în loc să facă trei boli cât înseamnă COVID-ul, să facă doar o singură boală, să fie protejați de acest vaccin. Cele mai puține persoane vaccinate, ca procent din numărul de locuitori, respectiv de 8,25%, sunt în comuna Lunca Cernii de Jos. La nivelul orașelor, cei mai puțin vaccinați sunt la Gioagiu, 24,22%, iar la municipii aceștia se găsesc la Lupeni, aici fiind vorba despre 26,15% din populație.